Transformare nevăzută asupra acestui paralizat, care după mine n-ar fi trebuit vindecat și cu veștea trupului. Amin. Să vă împărțiți pe două grupe și veniți. Această manifestare cultural-artistică încercăm să revigorăm identitatea noastră națională, să păstrăm valorile noastre, cum ar fi portul popular, tradițiile, obiceiurile, datinile. De fapt, portul popular și obiceiurile noastre strămoșești fac parte din patrimoniul nostru de valori, pe care noi trebuie să le păstrăm și să le transmitem cu mai multă responsabilitate din generație în generație. Păpușul este partea de sud a Maramureșului, să ne reținează cu și au un port foarte frumos, un port specific de Transilvania. În Transilvania s-a purtat zadia pentru vână. Se poartă două zadii, una în față și una în spate. Ele au culoarea aceasta albastră, de aia se numește trupul vână. Iar în partea de jos are elemente de mai multe tipuri. Florale, geometrice, sau inspirate din natură sau din muncile agricole. Yeah.
adevărată, așa cum spuneam, adevărată operă de artă, costume la care se lucra și luni întregi. Ei au fost tinerii care fac parte din ceata Sfântului Ioan Valahul, tineri care fac parte din Ascor Cluj, cea care ne-a vorbit detaliat despre fiecare costum în parte din mai multe zone etnofolclorice a fost Oana Băilă. Aplauze încă o dată pentru acești tineri pasionați de tradiții, pasionați de costume populare și de tot ceea ce înseamnă arta populară. Noi mergem mai departe și ne vom bucura în cele ce urmează de cântece populare aduse în scenă și în fața dumneavoastră de niște tineri deosebiți, și anume de grupul vocal Muguri de Folclor de la Clubul Vedetelor din Cluj-Napoca, grup ce este condus de profesorii Alexandru Filip și Viorel Dodea. Așadar, vine în fața dumneavoastră Olivia Tătar, Dragoș Câmpean, Alexandru Bora, Timea Lorinț, Adina Varga și Mihai Vârva. Aplauze! Bună ziua și bine v-am găsit! Mă numesc Olivia Tătar și prima melodie se numește Păsăpoală de pădure. Dorule,